Armata rusă își intensifică atacurile împotriva obiectivelor civile din Ucraina. De exemplu, o grădiniță din regiunea de nord-est a fost lovită de bombardamente, iar atacul a fost efectuat cu un sistem rusesc de rachete, rănind mai mulți copii. Forțele ruse iau în considerare aducerea de întăriri și provizii în Ucraina. Deocamdată nu este clar dacă acest lucru se va întâmpla, dar existența acestei probleme este un semn al îngrijorării existențe în tabăra rusă. Așadar, după aproximativ 3 săptămâni de la începerea invadării Ucrainei, ei încă sunt capabili să-și mențină forța în teren, dar nu fără dificultăți. După 3 săptămâni, încep să se gândească la reaprovizionare din alte părți, inclusiv la sprijin pentru personalul militar. În zona orașului Odessa, port din sud-vestul Ucrainei, s-a observat activitate navală rusă, dar nu există niciun semn iminent al unui atac dinspre mare. Nu suntem siguri ce intenționează să facă, ce se pregătesc să facă, a mai spus demnitarul american. Forțele armate ruse au lansat în 24 februarie o ofensivă de amploare împotriva Ucrainei, invadând această țară din mai multe direcții. Occidentul a reacționat, Uniunea Europeană, SUA și Regatul Unit, impunând sancțiuni dure contra Moscovei.